Bună seara, prieteni! Bună seara și bine ați venit pentru o nouă emisiune Vocea Tribunei, emisiunea în care voi puteți intra în direct cu urmăritorii Radio Dinamo 1948 pentru a pune întrebări, pentru a vă exprima punctul de vedere în legătură cu situația de la echipă, cu situația din club, cu interdicția, cu decizia Comisiei de astăzi de a amâna pentru data de nouă un răspuns în cazul apelului pe care l-au înaintat Dinamo și UTA. Avem multe subiecte, puteți să întrebați orice. Înainte de a vă pune linkul, aș vrea, am o rugăminte la dumneavoastră, a cei care doresc să intre în direct. În primul rând să nu ezite, să nu aibă emoții, pentru că suntem între noi, dinamoviștii, și nu își au rost emoțiile. În al doilea rând, să aveți o conexiune, asigurați-vă că aveți o conexiune bună la internet, că aveți un microfon sau un dispozitiv bun de pe care să puteți intra și să ne înțelegem și, evident, obligatoriu să fiți îmbrăcați decent și să folosiți un limbaj decent. Este foarte important pentru că ne respectăm pe noi, respectăm pe cei care ne urmăresc și atunci este cumva obligatoriu să fiți atenți la ținută. Da, la ținută și deja în comentariile din emisiune știți foarte bine despre ce vorbesc și la limbaj. Sunt rugămințile pe care le am la voi. Acum am să pun linkul și aștept, evident, vă aștept pe voi, pentru că vedeți, de multe ori ne ascultați pe mine, pe Cătălin, pe Jarabete sau pe Alecu, pe oricare dintre colegii noștri, Sorin Badea, și poate nu rezonați cu ceea ce spunem noi. Poate vi se pare că numai părerea noastră contează și că părerea voastră nu este importantă. Tocmai de aceea astăzi vă dăm această posibilitate și avem un primul oaspete astăzi, Marius Văduva, pe care îl salut. Te salut, Marius, bine ai revenit la Vocea Tribunei. Te salut, Ionuț, te rog să-mi confirm, se aude bine? E ok? Se aude bine, se vede bine, ești decent îmbrăcat, nu-mi fac griji în privința limbajului în ceea ce te privește, cum nu-mi făceam griji nici în privința îmbrăcămintei. Te rog. Da, vă salut, fraților, și ținuta mea, din păcate, sunt la serviciu încă și trebuie să fie un anumit tip de dressing, co-dressing color, aș spune. Deci cer scuze, dar nu e de ce să spun. Important era să fii decent îmbrăcat. E normal că nu, în rest, fiecare cum consideră și cum este mai comod. Te rog. Glumim între noi, vă îmbrățișez și vă salut cu drag pe toți fraților. Am 3-4 idei, să zic așa, și Ionuț, sper că vor fi mulți băieți care vor să intre. Nu vreau să rețin mult, ca de obicei intră cineva, mă avertizez, facem cum am mai făcut și cu altele. Nu e niciun fel de problemă, așteaptă și Ioni, dar este de al nostru, poate să aștepte. Deci te rog, expuneți ideile. Maxim 5 minute. Vorbim despre două decizii abominabile, fraților, și am comentat foarte mult cu toții aceste lucruri. Abominabile, odioase, execrabile, nu le pot cataloga altfel. Vorbim de suspendarea de 4 etape fără suporteri la noi la meciurile de acasă și vorbim, bineînțeles, și de decizia din ultimele minute din meciul cu Petrol. Este absolut oribil ceea ce s-a întâmplat. Aș zice două decizii, două în unu în sensul că mențin aceeași caracterizare pentru ambele. Și ambele au influențat masiv, influențează poziția noastră din clasament din acest moment. Aș vrea să cred că se termină aici cu aceste oribile decizii și aceste lucruri absolut de neconceput. Nu e că e numai Dinamo, cred că a fost un campionat unde arbitrii, de exemplu, au demonstrat că au o foarte slabă calitate profesională. Absolut, foarte slabă calitate profesională. Nu trebuie să fie neapărat foarte atenți ei că e Dinamo acolo și să fie, eu știu, mai cu mânuși, însă trebuie să avem parte de decizii corecte, iar în privința deciziei de la comisie am toate speranțele că se va schimba, deși acum s-a amânat. Este oribil și acolo, adică patru etape fără suporteri este groaznic. Eu sper să se schimbe, să avem cel
cel puțin două meciuri măcar, să putem să jucăm cu spectatori. Dar gata, basta, aici trebuie să se oprească aceste circuri. Din punctul ăsta de vedere... Într-adevăr, tu ai dreptate, ambele decizii, ambele erori, pentru că sunt vorba despre o decizie eronată a unei comisii și despre o decizie eronată a unui arbitru, ne-au privat de niște puncte. În ceea ce privește această amânare până pe data de 9, este oarecum firească, pentru că trebuie să ținem cont că ieri a venit, aseară, undeva, destul de târziu, a venit acea justificare dată la prima decizie, da? Și până astăzi s-a judecat, s-a amânat, o să așteptăm verdictul, sper eu să fie unul bun pentru noi. Tu spuneai de două etape, mie mi se pare și așa mult pentru ceea ce s-a întâmplat. Și așa vorbim despre, și am tot vorbit despre o culpă care nu aparține doar fanilor dinamoviști. Acum da. Vom vedea exact ce se va întâmpla. În privința arbitrajului am tot discutat. Din păcate pentru noi suntem una dintre cele mai defavorizate echipe din acest sezon în ceea ce privește arbitrajul. Da. Și aș fi spus poate cea mai defavorizată, dar evident noi nu am urmărit toate etapele ce au jucat ei între ei ca să știm exact care a fost echipa. Poate există vreo echipă mai dezavantajată ca noi. Dar din punctul ăsta de vedere am fost extrem de dezavantajat și sper într-adevăr să nu mai vedem o decizie odioasă cum am văzut la ultimul meci, o decizie care ne-a privat efectiv de două puncte. Da, în primul rând vreau să încerc să, eu personal poate și un apel, dar cred că cu toții vom face pasul acesta, aș încerca să trecem peste acest moment. Cu arbitrajele anul ăsta ne-am convins. Sunt praf din punct de vedere profesional. Este efectiv sub orice critică ce se întâmplă. Adică trebuie să-și facă analize extrem de dure și de judicioase. Și eu cred că anumiți arbitri n-au ce să caute la Liga I în fotbalul românesc. În fine, aș vrea să trecem peste, să ne uităm în viitor. Avem 7 meciuri. Trebuie să vedem un pic aici și reculul din repriza a doua din jocul nostru. Poate că din punctul meu de vedere anumite schimbări ar fi trebuit să fie făcute. Nu știu, nu pot să estimez în ce măsură Costin sau Selmani ar fi putut ajuta. În repriza a doua, acolo un pic la mijloc, în centru și pe faza de atac să legăm un pic mai mult, dar avem nevoie și de, așa zis, și senatori în teren. Dacă Milanov, probabil că într-adevăr nu mai putea, Pavicic nu știu exact, dar în momentul în care scoți elementele determinante din teren, e foarte dificil să mai poți controla lucrurile, pentru că mi-aduc aminte un match City cu Real Madrid acum vreo 2 ani, o semifinală, parcă era de Champions League, conducea City 1-0 la retur la Real Madrid, bătuse cu 4-3 acasă, au scos în minutul 83, l-au scos pe De Bruyne și rețin încă nu mai știu cine, a mai fost un jucător, nu știu dacă Foden sau Walker, în fine, doi senatori. Și ulterior au venit băieții peste ei, au dat două goluri, s-au dus în prelungiri. Dacă n-ai oameni cheie în teren, în momentele grele, e foarte dificil cu anumiți adversari care au o calitate poate superioară față de ce ai tu în teren în acel moment. Deci aș putea zice, vorbeam și cu frații, cu fratele Cătălin de la Red Dog Scălăraș și era o idee de-a mea. Da, știi cum e, Ionuț, judecăm mereu după și e foarte ușor pentru noi. Politic ar fi putut merge bine în partea a doua a meciului. Am fi putut începe să zic meciul, poate, fără politic, dacă da, el am auzit, să ducă. Am auzit teoria asta, ce să spun, e foarte simplu după și da. Mai ales când vorbim despre un rezultat nefericit, să spunem așa ar fi fost mai bine. Antrenorul trebuie să judece cumva înainte și să ia ce măsuri consideră, pentru că noi acum putem spune da, uite, trebuie introdus politic în repriza a doua. Ești convins că nu s-ar fi întâmplat același lucru? Nu. Nu putem să știm. Da, evident, și nu putem să știm.
Adică e greu, e pentru antrenori care trebuie să vadă înainte anumite lucruri, să simtă anumite lucruri, să are un plan de joc. El vede lucrurile totuși totul diferit. Eu aici cu schimbările și cu asta nu pot decât să le constat. Pentru că întotdeauna noi credem că jucătorii care n-au evoluat în acel meci sunt mai buni. E omenește să credem asta, este și rolul chibițului. Nu? El crede că soluția cealaltă era mai bună. Dar evident asta se întâmplă după ce se termină meciul și atunci avem tabloul complet. Da, mă gândesc că mijlocul trebuie întărit, în special în perioadele de joc care sunt extrem de importante, cum era sfârșitul meciului. Mie îmi începuse să-mi fie oarecum frică la ce am văzut că jucăm încă de pe minutul 70. Ne-am retras. În fine, stafful știe mai bine ce are de făcut și eu nu am încredere. Mă uit la program, mai avem 7 meciuri. Mi-aș dori cam 7 puncte din următoarele 4 meciuri. Avem Galați afară, Iași acasă, Craiova și Botoșani consecutiv ambele în deplasare. 7 puncte ar fi extraordinar din punctul meu de vedere. Și rămânem cu ultimele 3 meciuri, Voluntari acasă și UTA acasă, ultimul, intercalat în deplasarea la Ucluj, unde am mai putea obține iar 6-7 puncte, zic eu. Nu e că trasez un target, dar mă uit, mă gândesc, fac pasul către viitor și nu mă mai rămân cantonat în aceste probleme și în aceste frustrări create de aceste decizii absolut nenorocite. Asta e ceea ce mi-aș dori. Și Doamne ajută să iasă ca tine. Da, și sincer, fraților, ce poate fi mai rău? Poate fi cel mai rău scenariu este să retrogradăm, ok? Din câte mi-amintesc, anul trecut, cândva în toamnă, când rezultatele erau foarte slabe, cei de la Red and White și-au asumat inclusiv o posibilitate ca Dinamo să retrogradeze și au declarat că vor rămâne lângă corabie, vor rămâne la susținerea financiară a clubului și nu, practic, nu se va întâmpla nimic. Bineînțeles că e cu totul și cu totul alt scenariu. Asta poate fi cel mai rău scenariu. Dacă mă întrebați pe mine, eu spun că cel mai negru scenariu, din punctul meu de vedere, părerea mea, e că vom disputa o dublă de baraj, cum s-a mai întâmplat. Și am încredere, în primul rând, că nu vom ajunge acolo, iar dacă ajungem la baraj, am o mare încredere că îl putem gestiona așa cum trebuie. Pentru că, fraților, sincer, noi tot aici vom fi. Dinamo nu moare. Această echipă a suporterilor, cum ne place nouă să spunem, și cum bine zicea Sorin în emisiune acum 2 zile, parcă seara l-am auzit, că mulți și-ar dori sau își doresc, eu știu, o altă construcție și să terminăm cu această echipă a suporterilor, nu se va întâmpla niciodată. Noi vom rămâne aici și vom fi în continuare capabili să salvăm încă o dată corabia. Eu nu fac probleme din punctul ăsta de vedere. Am încredere în următoarele meciuri, am absolut, ce să spun, e un trend pozitiv pe care cu toții îl așteptăm și nu mă îndoiesc că va veni. Luăm meci cu meci și încercăm, Ionuț, ce mai vorbeam noi pe chat și ieri în emisiune, să jucăm fără sabia deasupra capului. Aș încerca să sper că vom juca degajat și ne vom bucura de fotbal și vom avea parte de, eu știu, rezultate pozitive obținute în urma unui joc bun prin prisma acestei bucurii de a juca fotbal și de a ne exprima în teren așa cum ne dorim și așa cum fiecare dintre ei, mă refer la jucători, își doresc cu siguranță. Asta mi-aș dori. Da, Marius, dacă mai ai ceva de adăugat, pentru că așteaptă și Șonii, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai intrat alături de noi, să ai o seară excelentă. A fost Marius Văduva și îl auzim și pe Șonii. Bine ai revenit, Șonii, la Vocea Tribunei. Bună seara, am zis dimineață că o intrat de 3 ori, dar mă odată și bine. Te rog. Zic cu ce să încep. Păi cu ce vrei tu, că de data asta nu mai mi-aparține mie. O să încep cu suspendarea microfonul asta. Microfonul vă aparține vouă. O să încep cu suspendarea asta care ne-a o dictată. Mă, Ionuț, eu am așa impresia că
la suspendare, ei au amânat pentru că era prea mare curentul împotriva noastră atunci. Toată lumea pe care o întreba în studiouri, în presă, că nu e normal ce s-a făcut, ce nu, plus jandarmeria cu ce o solicitat, știe ce o zis. Măi, dacă așa e vorba, hai să dăm cum o ceru jandarmeria. 4 etape să fie, să nu mai joace nimeni cu spectatori. Acum eu sper să ascult iară pe ce spun oamenii în studiouri, oamenii de fotbal. Da, există un curent într-adevăr care spune că decizia este mult prea drastică, așa este. Exact. Așa este. Și tare aș vrea să nu mai fim noi cobaii. Că parcă prea multe să încearcă tot pe Dinamo. Trec la arbitraj. Trec la arbitraj. Am auzit discuții între suporteri pe chat, pe Facebook, peste tot, că a meritat, mulți ziceau că s-a meritat acest rezultat pentru că am jucat prost. Unul la mână. Nu-i treaba arbitrului cum joacă o echipă. Corect. Aia nu-i treaba arbitrului. Treaba arbitrului să fie echidistant. Unul la mână. Doi. De când am început noi să susținem echipa financiar, s-a creat un curent împotriva noastră cu arbitraje. Aduceți-vă aminte ultimele 2 sezoane din Liga 1, înainte să retrogradăm, câte probleme am avut. Și am zis că l-am prins pe Dumnezeu de picior acum că avem VAR. Iată că nu. Și cu VAR-ul. Tot așa suntem loviți în cap. Și ca am făcut tot noi. Aceleași tipuri de faze le-am avut și noi în alte meciuri pentru noi nu s-o dat. Așa este, corect. Corect. Deci dacă ești bun, cum sau ești mole un pic, cum e Nicolescu, nu-i bine? Dacă avea un gurariu acolo, cum a fost Borcea, iar ei ură pentru că nu era cum era, nu era Borcea, deci în privința lui Dinamo nici cum nu-i bine. Și e foarte dureros treaba asta. Din păcate, într-adevăr, am fost dezavantajați. Am fost dezavantajați în tot acest sezon. Repet, suntem una dintre echipele cele mai dezavantajate. Dar trebuie să ne luptăm și cu asta, te rog. Ești convins că la ultima fază, după ce au marcat ei din penalti, acolo nu a fost nimic în careu la atacul nostru, ultimul nostru atac? Nu sunt convins. A uitat cineva la faza asta corect, că Pap s-a făcut căsătrâni de umăr, Doamne Sfinte, după ce l-a ținut pe jucătorul nostru. Nu, dar arbitru acolo nici măcar nu a stat să așa cum era preocupat așa. Să-i dea roșu doctorului și maserului de pe banca lui Dinamo. Exact. Așa cum nu s-a uitat la Homa. Așa cum nu s-a uitat nici la faza asta. Așa cum nu s-a uitat la Craiova acumulat cu cotul pumnul în gură în care eu greg. Nu s-a uitat nimeni la VAR atunci. Așa cum nu s-a uitat la Botoșan când i-a dat portarul prânciul ăla lui, nu știu care, totul greg. El la noi nu s-a uitat nimeni. Spune-mi dacă am primit noi un penalti cu un VAR. Nu țin minte să fi primit. Da, chiar nu țin minte. Deci? Da. Păi nu, deci încă o dată zic, nu-i treaba arbitrilor cum joacă o echipă. Așa este, corect, 100% corect, de acord cu tine. De asta nu trebuie să intervină arbitrii, pentru că dacă ne luăm strict după ce s-a jucat, ar fi trebuit să câștigăm în meciul cu Rapid, ar fi trebuit să nu pierdem în meciurile cu Craiova, strict pe ceea ce s-a jucat, pe raportul de ocazii, pe raportul de posesie, pe joc. Atunci nu a intervenit niciun arbitru să spună, doi, Dinamo a jucat mai bine, uite că trebuie să dau un penalti pentru ei. Nu, arbitrul nu trebuie să influențeze indiferent de ceea ce se întâmplă în teren. Aia este o greșeală, o greșeală uriașă. Exact. Absolut uriașă. Și să nu uităm că așa am pățit la UTA, unde au căzut acolo și dacă cădea o mere sau
petale de flori, de cireș, poate tot un șemetri de ea pe mâna lui Josue de Pican. Da, și să nu uităm, Sorin Badeas și aduce aminte bine, să nu uităm de acel penalti pe care l-a primit Oțelul la 1-0 pentru noi. 1-0 pentru noi, un penalti care practic care a adus Oțelul în joc. Exact. Are adus Oțelul în joc. Prea mult, ce mult e mult deja. Eu înțeleg, am fost echipa păcii că până în vară, că era cum era. Dar și acolo, multe rezultate s-au schimbat tot cu fluierașii. Da. Multe. Domnul Marius Fornade spune cu voluntar s-a dat cu VAR. Dacă țin eu bine minte, acolo s-a verificat cu VAR-ul, dar decizia inițială a fost de a acorda 11 metri. Și VAR-ul a confirmat-o, nu s-a dat cu VAR. Nu s-a trecut peste faza. Apoi, poate nu mi-aduc eu bine minte. Da, poate chiar nu mi-aduc bine aminte. Adică... Dar să nu uităm că și penaltiul voluntarului ce s-a ratat atunci în ultimul minut a fost tot după o sesizare de-a lor. Da. Inițial s-a dat fault în atac și într-adevăr acolo a fost fault, nu zice nimeni nimic. Dar sunt prea multe și tare bătător la ochi, cum nu răspunde nimeni. La Spurcas repede au ieșit și au apărat la Saras. La noi de atâta vreme, zice Niculescu, cu făcut acele hârtici, acele adrese la ei, e nimic, 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 nimic. Nu, domnul Vasaras răspunde numai echipelor de play-off. Am văzut că dacă a fost un scandal în care a fost implicat pe CSB-ul, CFR Cluj, parcă a răspuns imediat. În ceea ce privește sesizările lui Dinamo, nu s-a mai, n-a mai dat niciun fel de explicație niciodată. Probabil domnul Vasaras are un campionat format din 3-4 echipe, nu sunt... Eu știu, grijă, exact. Din punct de vedere al arbitrajului, pentru că lor le răspunde. Dacă se întâmplă la alte echipe, domnul Vasaras e surd, nu poate să comunice. E urât. Nu, e urât. Nu poți. Măi, Ionuț, și de rușinea copiilor ăia nu trebuia veșnic să dea penaltii ăla. E rușine că au făcut copiii ăia în tribune. Deci au făcut săracii copiii în tribunele cel. Nici de rușine a lor nu trebuia să dea penalti. Corect. Am o rugăminte la domn profesor Iliescu. Vedeți că am văzut că încercați să intrați în studio, dar camera dumneavoastră nu se conectează și nu o să putem fără cameră. Încercați să rezolvați și problema cu imaginea, pentru că altfel va fi imposibil să comunicăm. S-a spus în studioul Digi, după meci, că nu s-a putut trage liniile cu fonie concludente. Măi, dacă ai ținut 8 minute, putea să mai ținut 5 până la decizie, până era cu ceva concludent. Bine, ei spun așa, au fost liniile neconcludente și am mers pe mâna, pe prima decizie a tușierului. Dar nici acea ținere nu a fost concludentă, nimic nu a fost concludent în acea fază. Nu mai vorbesc despre faultul clar asupra lui Homau, care nici măcar n-a fost judecat. Nici măcar n-a fost judecat. Și apoi odată spun mergem pe mâna tușierului, a doua oară și se vedea clar că nu este o ținere clară, nu s-a mai mers pe mâna centralului care prima dată arătase corner. Nu, e cum să spun, e circ ce se întâmplă, e circ. Mâna, dar acea decizie a fost circ. Pe faza lui Homau s-a gândit că asemenea dueluri sunt în care o groază. Dar nu s-a gândit că și al lui Anzar cu Musi sau cu Mulcheamă sunt o groază de duleu. Asta spun, s-a judecat în aceeași fază cu două unități de măsură total diferite. Și nu cred dacă erau și dacă era prin stadion tot îl dădea. Cred curentul ăsta antidinam. Eu deja încep să cred și de acum chiar că mi-e frică de retrogradare. Nu de joc, că dacă îi până acolo noi dăm golă și putem rezista, numai arbitrii ne bat. Nu că a jucat noi stat. Cu Hermannstadt, cu Puta, nu ne-au rupt bate arbitrii, au fost corect. Acum arbitrii ne-au făcut, ne-au scos două puncte din tolbă. Da, din păcate ne-au scos două. Să știi că dacă ne-ar fi egalat la ocaziile pe care le-au avut, că au avut două ocazii uriașe în repriza secundă, acea lovitură de cap și ratarea lui Gicu Grozav, nu m-aș fi supărat. Adică am fi vorbit strict despre neputința noastră din repriza secundă, despre faptul că ne-am apărat, în loc să jucăm fotbal, ne-am mulțumit doar să îi așteptăm în jumătatea noastră și să încercăm să reblocăm
acțiunile, am fi criticat mult mai tare echipa noastră pentru jocul prestat din repriza a doua, da? N-am fi pomenit nimic despre arbitraj. Ok, exact. Nu era niciun fel de problemă, pentru că au avut oportunități. Dar să te apuci să, eu știu, influențezi rezultatul final. Să influențezi rezultatul final printr-o asemenea decizie este strigător la cer. Și repet, ceea ce mă deranjează este că au trecut atâtea zile și nu am văzut niciun fel de reacție din partea lui Vasaras. Era normal să dea o explicație, pentru că, unu, a fost o fază grea, care a avut nevoie de aproximativ 10 minute de vizionare. A fost ok. A fost o fază criticată de toată lumea sau majoritatea oamenilor din studiourile emisiunilor de sport. Deci este clar că a fost o fază care ridică foarte, foarte multe semne de întrebare. Ori tu nu dai niciun fel de explicații. Niciun fel de explicații. Este strigător la cer. Da. Nu, dragă. Mergem în buncărul Galați. Da. Acolo e ca un buncăr. Acolo, mă tem că acolo iar o să fie scapă cine poate. Să nu uităm că aveam avut 5 accidentați la meciul de la noi acasă și cum au dat galbeni arbitrii, cum i-au lăsat să joace. E adevărat, însă vezi tu, pentru că niciun meci nu seamănă cu altul și noi am mai avut o experiență plăcută în sezonul trecut, într-un moment la fel de dificil, pe stadionul de la Galați, când am reușit să învingem destul de clar. I-am bătut acum destul cu 3-1. Sper să nu avem aceleași probleme pe care le-am avut la meciul tur, când țin minte cum am enervat teribil pentru că efectiv arbitrajul a lăsat jocul liber. Și au dat primul galben pentru cei de la Galați undeva după minutul 75, deși ar fi meritat cel puțin două roșii până în acel moment, sau mă rog, 4 galbene. Da? Dar nu știu să ne dai galben în prima repriză. No, ne-au dat galben la o fază, la primul fault, dacă nu mă înșel eu, la primul fault al lui Amzăr. Amzăr și încă la un jucător ușor la care. Da. Cred că Moura au fost. Da, dar una peste alta, aici pot să fiu de acord cu un aspect. Și anume, indiferent de frustrarea pe care o simțim, și o simțim cu toții, indiferent de nervii pe care îi avem, trebuie să închidem. Jocul este trecut, este terminat. Nu are rost să mai ne lamentăm. Nu se întorc punctele, nu se întorc cele două puncte, indiferent cât de tare simțim că am fost furați. Trebuie să mergem mai departe. Trebuie ca cei de la echipă să nu acumuleze foarte multe frustrări și să pregătească următorul joc. Ok, ce a fost a fost, trecutul nu-l mai schimb, ziua de ieri nu o mai întoarcem. Punctele acelea s-au evaporat, ne-ar fi ajutat, da, dar trebuie să obținem alte puncte care să ne ajute. Pentru că această lamentare până la urmă, inclusiv în mentalul nostru, ne face rău. Retrăim aceleași faze și simțim că suntem furați. Da? Eu ți-o dau acum, am scris că dacă un arbitraj corect, noi nu pierdem, îi câștigăm la Galați. Doamne ajută! Doamne ajută. Ai spus-o public, nu trebuie să mai... Ionut, eu cred că suntem unul dintre singurele echipe din Liga 1, care putem combate jocul lor. Și s-au demonstrat deja asta odată. Nu știu dacă dintre singurile echipe din Liga 1. Galați este o echipă care joacă pe contre, o echipă care acasă, spre deosebire de Hermannstadt, care joacă mult mai bine acasă și rentabil în deplasare. Acasă joacă la intimidare și cam atât. Nu este o echipă care să practice un joc pozițional bun. În deplasare au spații, au un joc de contraatac bun și profită. Acasă lucrurile vor sta diferit, însă au avantajul unui teren care este propriu, cu spectatori foarte mulți, care pun presiune.
Sunt convins însă că vom, nici eu nu cred că vom pierde acel meci, pentru că m-am gândit la istoricul, inclusiv meciurilor din acest sezon. Până la urmă ne-au bătut cu 1-0, dacă țineți minte. Acum este în regulă, domnul Iliescu, o să vă bag imediat. A fost acel 1-0 pentru ei, în care au avut noroc cu autogolul lui Neluț Roșu. În rest, n-au avut niciun fel de șut pe poartă, cum n-am avut nici noi. S-a terminat 1-0 cumva nemeritat, ținând cont de echilibru din acea partidă. I-am bătut clar cu 3-1, deși au beneficiat de o greșeală enormă de arbitraj și au reintrat în joc nemeritat, dar am reușit să mai înscriem de două ori. În cupă a fost cum a fost? În cupă, da, bine, în cupă a fost, am revenit noi de la 3-1 la 3-3 cu acel autogol, dacă țineți minte, aia de cascadorii râsului a lui Bena. În fine, sper din inimă să reușim să luăm punctele. Șoni, dacă mai ai ceva de spus, pentru că și-a rezolvat și domn profesor Iliescu. Mulțumesc că m-ai suportat. Și eu îți mulțumesc, frumos că ai intrat și te mai așteptăm. Să ne auzim cu bine. Numai bine. Te mai așteptăm numai bine, că l-avem și pe domn profesor Iliescu. Salut, profesore, mă bucur că te-ai rezolvat problema cu camera. Bună seara, eu nu-ți mă auzi? Te auzim, te vedem. Da. Am un laptop nou, ai înțeles, da? Și mi-am prins urechile. Noi ăștia mai în vârstă avem probleme, dar o să-l fac. Trebuie să vină băiatul să-l rezolve. No. N-am prins emisiunea chiar de minutul 1. Am intrat și eu minutul 5-6. L-am ascultat pe domnul Marius. Eu aș vrea să fac niște comentarii din punctul de vedere al antrenorului, dat fiind că e mai aproape de meseria mea, să revin foarte puțin la suspendarea nedreaptă care ni s-a dat. Eu zic că, dar sincer, trebuie să fim obiectivi, o etapă meritam, pentru că indiferent ce s-a întâmplat, fanii nu aveau ce să caute în spațiu de joc. Chiar dacă, pentru că s-a întârziat meciul, dacă cumva ar fi intrat poate cu 15, am fost la meciul acela, dacă ar fi intrat cu 15 minute mai repede și nu se întârzea începutul meciului, mai aveam o șansă să scăpăm. Uite, eu aici, deci, ca principiu văd lucrurile diferit, pentru că acei fani care au intrat pe gazon au fost deja pedepsiți. Tu, practic, prin închiderea stadionului, pedepsești pe cei care nu au avut niciun fel nu de au făcut nimic, violent, da. N-au făcut nimic. Adică, pentru ce să fii tu pedepsit în condițiile în care există tehnica necesară, astfel încât să fie pedepsiți cei care într-adevăr au pătruns pe gazon? Ei au fost pedepsiți, ei au fost interziși, ei au fost amendați. Și atunci tu ce faci? Vrei o decizie să închizi fie o etapă, fie patru etape cum au dat, dar aceeași decizie aberantă. Tu pedepsești pentru că cei interziși nu mai pot intra pe stadion. Tu practic ai închis stadionul pentru toți. Și cu asta nu sunt de acord, indiferent de quantumul, o etapă sau patru etape. Te rog. Știi de ce fac? Bine, că au și un cui pe noi, asta știm. Numai. Dar știi de ce fac chestia asta? Pentru că tehnologia la noi în țară nu permite verificarea fanilor care primesc interdicție. Și o să-ți explic de ce. Acea verificare se poate face în două feluri. Unu, îi chem la undeva, la jandarmerie, la poliție și în timpul meciului. Așa au făcut, dacă ții minte, englezii, dar au desfințat această metodă pentru că în timpul meciului, pentru că omul poate să fie plecat, nu? Zice, bă, eu plec în nu știu unde, în concediu, afară din țară și tu nu poți să te prezinți. Și atunci ei marjează pe o scanare, se poate face o scanare a feței, da? La intrare în stadion. Dar asta ar însemna și în momentul când apare persoana interzisă, pac, îl dai deoparte. Și uite, ăsta e motivul pentru care în România, că este foarte scump, nu se introduc skipasurile de sezon. Știi ce e la skipas? De la schi, că doar mergi. Mm-hmm. În străinătate, skipasul de sezon pe o regiune costă, să zicem, 1000 de euro, ceea ce e foarte convenabil. Dar ei își fac niște calcule. Tu nu poți să ajungi în fiecare zi acolo. Tu ajungi de 6 ori pe sezon și îți faci plin. Da. Bun. Aici te contrazic puțin în sensul în care eu am văzut lângă noi oameni care au fost ridicați ulterior pentru că intrării pe stadion, pentru că nu aveau drept. Deci au fost recunoscuți cumva. Au fost recunoscuți facial de om, nu?
Da, pentru că am înțeles eu. Nu, nu face alt de om, nu. Există, și știm cu toții, există fotografi, da, ghilimele de rigoare, jandarmi care fotografiază și care au urmărit. Da, 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 am văzut, care stau așa tot ceea ce se întâmplă, exact, și în momentul ăla e o bază de date. Și dacă au văzut o figură pe care o au în bază de date, ca, apărând ca fiind suspendat, îi interzic, se duc și îl ridică și îl dau afară din stadion. Deci un mijloc de recunoaștere o au. Da, sunt mulți care au pățit-o, nu sunt câțiva. Sunt mulți care au spus, nu o să mă recunoască nimeni, s-au dus la stadion și s-au trezit că au avut alte probleme ulterior. 100% de acord, Ion, dar deja meciul a început. Deci tu trebuie să recunoști la intrare în stadion. Pentru că el poate e un tip pornit pe așa se comportă el. Și dacă le degeaba ridici tu minutul 9, că până minutul 9 ți-a făcut beleaua, nu? Deci asta zic, la intrare în stadion ar trebui să fie niște scanere cu poză și când ai ți-a văzut fața, gata, te-a blocat. Așa ar fi, da, e prea costisitor. Eu cred că la asta se referea și domnul Nicolescu la chestia asta, că vor să instaleze. Dar eu nu cred că e o problemă, în sensul în care, pentru că știu că pedeapsa, uite, nu am legea 4 în față, dar știu că pedeapsa ulterioară, dacă ești scos în minutul 9, minutul 10, este, și nu cred că și asumă cineva chestia asta. Adică au fost câțiva care nu au citit bine legea și au asumat, dar majoritatea știu că va fi foarte grav dacă fac acest lucru și nu ți asumi să faci pușcărie pentru că te-ai dus la meci. Adică trebuie să fii puțin sărit de pe fix să faci chestia asta. Bun, du la meci, da. Chiar dacă rii să fac pușcărie, adică. De asta spun. Mă rog, în fine, te rog, revină la ideea ta de bază. Da, faptul e consumat, corect. Faptul e consumat, suspendarea, în opinia mea, este drastică. O etapă cred că meritam, una, chiar dacă tu susții că deja fanii au fost pedepsiți, dar totuși nu sar în teren. Hai că dai cu petarde, dai cu artificii, dai cu de toate. Profesore, dar ai fost pedepsit tu. Aici e problema mea și aici nu mai înțeleg. De ce să fii pedepsit tu sau eu sau cei care n-au făcut nimic? În condițiile în care tu deja ai pedepsit pe aia. Dar batem pasul pe loc, ne învârtim în cer. Da, da. Te rog, spuneai că ne spui acum, ceva din punct de vedere al unui om care a antrenat copii la viața lui. Da. Deci pe mine mă îngrijorează în momentul de față, nu să zic starea fizică, căderea fizică din reprizele a doua. Mă mai îngrijorează încă un fapt, lipsa de atitudine a jucătorilor. Și aici cred că Kopitch are o mare problemă, că acești jucători, eu nu zic că se dau la o parte, dar ei sunt deja mulți dintre ei cu gândul la alte contracte, dacă nu le-au semnate, se gândesc că mai au 7 meciuri, dau, aleargă, dar nu foarte, nu sunt 100%. Și aici vedeți dumneavoastră mulți foști fotbaliști și au zis că trebuie o identitate, trebuie mai mulți dinamoviști, trebuie, nu știu, care să știe ce înseamnă clubul ăsta, dar jucătorii aceștia parcă sunt, nu știu, la Sibiu n-au avut deloc atitudine. Am fost și la meciul ăla, m-a deranjat. Nu se poate la un așa meci să-ți vină 3.000 și ceva de fani, Sibiu nici nu s-a auzit, sibienii, și tu să joci de o așa manieră, să nu poți tu să te aghezi de meci și așa. La fel la meciul cu Petrolul. În prima repriză au făcut o repriză bună. Eu nu înțeleg cum Milanov în minutul 60 ternă benzina. Nu pot să înțeleg după atâtea luni. Dacă la Pavicic. Da, nu. Pavicic nu mi s-a părut că a terminat benzina. Pavicic, păi da, atunci de ce l-a scos? Că l-a scos de vreme. Păi asta spun, a prins o zi proastă și avea nevoie de s-a gândit să câștige echilibrul la centru. În privința lui Milanov și în privința lui Politic, eu am scris un editorial astăzi, pentru că, paradoxal, deși a părut că am căzut fizic, Dinamo a alergat mai mult decât la alte meciuri, e adevărat, nu poți să compari intensitatea, depinde și cum alergi, nu doar să alergi. Problema s-a pus la faptul că cei doi, de exemplu, Milanov și Politic, vin după accidentări, ei nu sunt refăcuți 100%, ei nu pot să ducă tot meciul. Ei, la ei din start, e clar că ei nu pot duce mai mult decât au jucat acum. Să sperăm la că își vor reveni și vor putea 70 de minute, 75 de minute, dar 90 de minute e greu să presupui că cei doi vor duce. În rest, nu mi s-a părut o cădere mentală și am să-ți explic de ce.
pentru că ei nu au intrat din minutul 60, nu s-a terminat nicio benzină. Dinamo a intrat, jucătorii au intrat prost de la pauză, din minutul 45, da, da, da. Ei au refuzat jocul. Ori în niciun caz Dinamo nu este o echipă care să reziste fizic 45 sau 60 de minute. Este o echipă care normal rezistă 90 de minute. Știi care e povestea? Le-a ținut de două ori. Le-a ținut odată cu Hermannstadt, le-a ținut odată cu UTA și s-au gândit că le mai țin odată. Și culmea au fost la două minute. Dacă nu intervenea greșeala aia de arbitraj, le mai ținea și acum. E adevărat că Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Dar eu cred că a fost o chestie mentală. Au văzut că merge așa, au văzut că se pot baza pe apărare, pentru că la un moment dat, dacă ai văzut ei ce au făcut, ei aruncau mingile în față, apoi se retrăgeau cu mingi, așteptau atacurile lor. Din păcate pentru noi, la undeva la 20 de metri de poarta noastră, s-au retras mult prea mult. Foarte mult, foarte mult. Am zis că suntem o echipă, ei au zis că las că suntem o echipă scurtă. Da, poți să fii scurtă, dar nu te retrage așa mult. Pentru că ăia... Crede-mă că, scuze-mă că te întrerup, toți cei care au fost și l-au auzit pe copii și la meci, asta ne-au confirmat același lucru. A tras de ei să-i împingă în față, să-i împingă în față, să-i împingă în față. Nu s-a putut. Asta e. Aici mai intervine și de vreo două meciuri este, mi se pare, Hakim. Vezi, asta înseamnă să n-ai bancă. Este ieșit din formă. Hakim traversează, nu știu cât îl va ține, sperăm că își revine. Ai văzut și la ultimul meci. Prelori în tușă, prelori în au direct, dribblinguri nereușite, nu i-a ieșit nimic. Chiar nimic nu i-a ieșit din joc lui Hakim, care acel jucător eu cred că pune suflet și își dorește, nu cred că păcălește fotbalul, dar nu i-a ieșit nimic și atunci tu n-ai cu cine să-l înlocuiești. Mă îngrijorează de asemenea Ion, mă îngrijorează că nu poți să vii cu Selmani, aș fi sperat. Eu ziceam că îi dă 20 de minute, dar dacă nici la meciul ăsta nu l-a introdus, înseamnă că e gravă treaba și înseamnă că ori e complex ieșit din ritm, ori nu știu ce se întâmplă. Deneagul nu mai zic că... Nu-l convinge pe copii, ci pare cel puțin în acest moment. Da, exact, că e ușor de zis de aici, din studio, hai că era bun Selmani. Nu, dar nu e zi de zi. Aici am o problemă. Domnul Good Life spune tot aud că nu le zice Kopić. Păi să vedem ce schimbare a făcut. Kopić, în afară de schimbarea din minutul, când a intrat, corectați-mă voi, Edgar, în minutul 70 și cât, 78, până atunci Kopić a schimbat post pe post. Kopić nu a făcut schimbări defensive. Kopić a schimbat post pe post. Atât. Da, ultima a fost... cu Edgar, exact. Cu Hakim, aia, n-am înțeles-o nicio. Dar ultima schimbare a fost când a văzut că echipa oricum stătea în spate, undeva minutul 78 a fost singura schimbare defensivă. În rest, l-a schimbat pe Amzar, pe Bordușanu cu Amzar, l-a schimbat pe Pavicic cu Neluț Roșu, același post, da? L-a băgat pe Iglesias în față, același post pe care îl joacă Iglesias în acest sezon, pentru că l-a avansat Kopić în cei trei din față. El a schimbat post pe post și în locul lui Politic l-a băgat pe, cum îl cheamă, pe Gregorio. Pe Greg, da. Ăștia sunt jucătorii din lot, nu avem alții. Adică nu credeți că avem alții. Ionuț Pavici joacă altceva decât Neluț. Păi e mult mai bun, da, aia, dar normal sunt același lucru ar trebui să-l joace și Neluț, cu tot respectul. Adică, da, joacă altceva pentru că e mai bun. Dar explicați-mi și mie, în afară de schimbarea din minutul 78, care sunt schimbările defensive făcute. Că el a schimbat post pe post, post pe post, post pe post. E prea mare, Iglesias, Ion. Da, de ce e Iglesias bandă? Din același motiv pentru care este și Milanov bandă, pentru că nu avem încă o bandă în afară de Politic în joc. E prea mare diferența, Ion, în opinia mea, între cei care intră titular și cei care intră de pe bancă. Și atunci ai probleme. La toate meciurile când am făcut asemenea schimbări am avut probleme. Parcă au venit ăia peste noi, n-au știut să... Parcă n-au știut să stea în teren, nu știu, și Neluț alerga așa, dar nu n-a avut eficacitate la ultimul meci. În afară de asta, aș vrea să
să punctez ceva, că eu nu sunt fan Amzar pentru că nu-mi place modul lui, dar acum nu, copilul chiar n-a avut nicio vină. Pentru că mă uitam în campionatul Angliei, am văzut vreo 3 meciuri ieri, hai frate, ori nici, nu că nu penalti, îi dădea simulare lui oaia aia spurcată, la cum s-a aruncat, dacă ați observat. În momentul când a simțit că e cu mâinile pe el și a aruncat picioarele, a făcut un fel de sal de judo. Deci eu așa ceva n-am văzut. Eu ăla merita galben. Și până la ăla, dacă tot a oprit faza, puteau să vadă și offside-ul și faultul la Homao. Și iarăși, nu știu care, a punctat cineva la radio că Amzar și nici n-avea cum să-i vadă pe cei din față, pe Velkovski și pe Patrickie, dacă vedeți la linia offside-ul, el ține cu fundașul, primul fundaș central. Că așa nu, se face. Ah, cred că Bogdan a zis. Bogdan Alec. Problema se pune că Amzar ar fi trebuit să strângă mai mult în centru, atâta tot. Repet, tot văd chestia asta. Mi-am și scris un editorial astăzi. Ne punem cu picioarele pe Amzar, da, și spunem el e de vină pentru golul ăla. Nu, bă, arbitru e de vină pentru golul ăla. Pentru exact, că golul mai a erau fost 40 marcat, de secunde. Da, golul a fost marcat după o fază incorrectă. A fost viciere de rezultat. Adică ori ignorăm offside-ul, ignorăm faultul. Domnul Florea, nu le iau apărarea. Haideți să vă spun ceva. Să știți că am spus că au căzut psihic, nu fizic. Asta nu înseamnă că le iau apărarea. Spun că din punctul meu de vedere este o altă problemă. De unde ați înțeles dumneavoastră că le iau apărarea? Că sunt două probleme aici, da? Eu am spus că au căzut psihic. Psihic n-au gestionat cum trebuie. N-am spus că au jucat bine. Am spus din punctul meu de vedere nu este fizică problema. Da, atâta tot. Asta nu înseamnă că i-am absolvit de vină, pentru că nu înseamnă că dacă nu e fizică problema și este mentală, au vreo scuză în sensul ăsta. Deci nu înțelegeți greșit, înțelegeți ceea ce spun eu, da? Pentru că e foarte important, sau măcar nu mă acuzați că îi apăr atunci când nu e caz. Da? Nu înseamnă că dacă nu e o problemă fizică și e mentală, înseamnă că se întâmplă ceva. Iar referitor la Amzar, ne-am pus cu toții cu picioarele pe el, chiar dacă băiatul acolo are ultima vină în primirea acelui gol. Nu, exact. Gata, el e de vină. El e de vină, deși a fost o greșeală flagrantă de arbitraj. Da? Dar, oameni buni, cred că pe unii dintre voi v-au bătut părinții prea mult când erați mici. Dar v-au bătut nevinovați, în mare parte. Că spuneți, lasă-mă că dăm în el. Că ce a făcut el ceva cu 5 etape? Bă, sunteți traumatizați? Chestia asta mă enervează teribil. Uite, stăm de vorbă cu un profesor. Tu ce faci, profesore? Mai pedepsești un elev acum pentru ce a făcut semestrul trecut? Acum nu prea ai voie nici să-i pedepsești, Ioane. Și dacă da, fac adică, tâmpenii. Iertați-mă, dar unii dintre voi, lasă-mă că a făcut el ceva. Adică aveți o mentalitate de asta de mă îngrozește. Bă, eu am 48 de ani, vorba aia, mai am puțin și am vârsta lunei lui Iliescu, nu al lui Dan Iliescu. Bă, dar nu-mi permis să am o mentalitate atât de îmbătrânită. Adică iertați-mă, dar... Păi lasă-mă că a făcut el ceva. A greșit cu 5 etape, lasă că și-o merită. Nu, mă, vorbim acum de meciul ăsta. Pentru că așteptăm de la el să crească. Ori fiecare dintre voi, da, în viața voastră ați făcut anumite greșeli. Bă, dar nu vă bate nimeni pentru greșeala pe care ați făcut-o când aveați 21 de ani. Nu vă amintește, lasă bă, că te criticăm acum, că ai făcut-o la 21 de ani, nu m-a prostit. Eventual îți spune nevasta, uite, de-aia nu mai poți, că la 21 de ani te-ai golănit prea mult și de-aia nu mai poți acum. E singura care îți poate reproșa. Dar în rest, zilnic facem niște acțiuni, suntem judecați pentru acele acțiuni. Acum ce să facem? De ce nu îi reproșăm lui Gnaure primele două meciuri pe care l-a jucat? Ia, criticați-l mă pe Gnaure, că în primele două meciuri a fost pământ. Ce le-ați uitat? Da, asta e și cu Amzar. Vorbeam strict de meciul ăsta. Da, așa facem noi când avem un jucător tânăr și Doamne ferește greșește, ne repezim. Eu nu spun că Amzar e nemaipomenit, dar spun atâta, voi, acum îi reproșăm aiurea lui, punem tot în cărca lui, complet aiurea, îl transformăm în victimă. Nu greșesc, Robson. Chiar aici nu greșesc. Mă enervează chestia asta când transformăm jucătorul într-o victimă. Care a greșit foarte des? Că săracul a fost rezervă în ultimul timp. Unde l-ai văzut tu că greșește foarte des?
că nici nu l-ai mai văzut jucând, iarăși. Îți aduce aminte ce s-a întâmplat acum 6 meciuri. În fine, profesore, mai așteaptă și Tiberiu. Dacă... Da, Ion, închei imediat. Eu am un mesaj către fani. Sunt convins că cei care sar cu picioarele pe fotbaliști n-au făcut performanță sau n-au făcut fotbal în viața lor, pentru că ei trebuie să înțeleagă că sportul e format din unul câștigă, unul pierde. Asta e. Ăștia sunt jucători, Ion. Nu mai putem să schimbăm nimic. Avem 7 etape. Suntem alături de ei. Sperăm că se ridică suspendarea, să mergem din nou, să revenim pe stadion. Din păcate, meciul ni l-au programat că aș fi vrut să merg la Galați, dar luni n-am cum, că am școală, marți am școală, sunt terminat. Deci, ei trebuie să înțeleagă. Ăștia sunt jucătorii. Până la vară, pa, nu vă mai gândiți la nimic. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm. Ăsta e antrenorul, asta e situația. Nu se mai poate schimba decât să fie unitate, liniște, să-și pregătească copiii meciurile în liniște, să tragă concluziile care trebuie. Am înțeles, nu știu, am tot întrebat cât a lipsit Boscovici, preparatorul, că și asta e important, dacă a lipsit 2 zile sau o săptămână sau 10 zile. Nu știu, dar am să spun ceva. Dar e important, e important, crede-mă. Da, nu știu cât de important e, pentru că vorbim de o perioadă în care nu s-a lucrat pe acumulare, s-au făcut doar antrenamente și ai preparator, nu a rămas echipa fără preparator. Și a lăsat program, sunt convins, dar... Și a lăsat program, a intrat zilnic în legătură, a citit datele, a făcut practic tot ceea ce făcea aici, ce mai trebuia, puțin prezența fizică. Da, să sperăm că... O să fie mai proaspeți băieții și o să le iasă jocul la Galați. Doamne ajută, sperăm. Doamne ajută. Mersi frumos. Eu vă doresc o seară bună, mă bucur că v-am auzit. Baftă la Galați. Hai Dinamo. Seară bună, hai Dinamo. A fost profesorul Iriescu, avem și un reprezentant al tinerei generații. Te salut, Tiberiu. Tu ce ai făcut când erai mic de smerit bătaia de-a? Nu știu cât de tânăr. Eu știu că arăt, nu prea mă stresez foarte mult, știi? Dar am și eu vreo 30. Nu, mulți înainte, arătai mult mai tânăr, da? Știu, da. Te rog. Am prins și vremuri. Am înțeles. Nu vrei să arăți vârsta că se impozitează. Ți-a zis cineva că se impozitează și nu ți-a arăți vârsta. TVA-ul ăsta sunt foarte rău de tot. Da. Te rog. Păi, eu mai mult intrasem să vorbesc de Amzar. Da, văd că ai expus tu foarte mult problema. Acum nu că e unul dintre preferații mei, am mai intrat eu odată și... Dar mi se pare că noi, i-am dat noi mai mult hate decât i-au dat alții. Și pentru declarații. Bun, da. Și nu știu, nu mi se pare normal. E pur ce au moartă în cotez vorba aia, tocmai noi? Adică nu... Hai, da, așa suntem. Nu. Noi, în primul rând, noi mușcăm din ai noștri, în loc să mușcăm din ceilalți. Și când e cazul să mușcăm din ceilalți, mușcăm întâi pe ai noștri. Lasă că, pentru că tu n-ai înțeles un lucru. Ceea ce scriem noi pe rețelele de socializare este extrem de important și schimbă viața unui om. Adică unul i-a scris că nu s-a primit. I-a scris în privat unul, bă, din cauza ta, da, din cauza ta am pierdut, că am jucat eu 1500 de ron pe Dinamo. Bă, băiatul, exact. Cine te-a pus să joci 1500 de ron pe Dinamo? Dar dacă Amzar e nebun și intră și el pe chat-uri și citește 2000 de înjurături de tocmai de la noi, păi poate e mai sensibil. Și nu că nu gândim așa, nu. Da, înțeles, suntem generația care, exact, ce vrei să facem, să-l pupăm sau îl aplaudăm? Nu, bă, dar nu-l facem praf. Nu, Cristi, exact. Cristi, nu-l faci praf. Poți să spui simplu, da, bă, cred că a greșit ăla. Dar nu-l fac în toate felurile, nu-l fac praf, nu-l transform într-o victimă. Vezi tu, uite-te, pune-te tu în locul lui Amzar. Dinamo vis crescut de mic la Dinamo, face o greșeală. O greșeală, repet, da, și dintr-o dată, nu mai contează că ne-a făcut arbitrajul. El e vinovat. Adică și chestia asta cu dacă e sensibil să meargă la așa, băi Valentin, păi de-aia n-ai făcut mă sport niciodată și de asta dai din tastă. Că dacă făceai sport, știai că și oamenii au niște sentimente. Au niște... sunt oameni în primul rând. Trăiesc, dar respiră... Și la birou, Ioane, sunt oameni sensibili. Adică vine șeful și spune, bă, tâmpitule, ai greșit calculul la, nu știu, în exemplu tău să zicem, da? Poate ești mai sensibil, poate ești mai emotiv, poate că adică nu putem să facem doar. Și mai ales, ne-am și ales un moment atât de potrivit. Cel mai potrivit moment? Cum? Adică mi se pare că de multe ori exagerați. Da? Adică nu e prima greșeală ca meciul și greșeala. Tu nu Viorel Șerban, copilul ăsta n-a mai jucat de 5 meciuri.
n-a mai fost titular. Exact, exact. Adică, nu am mai avut nici ritm. Exact cum am spus, hai să nu mai băgăm deloc, că cel puțin da, ne-am mâncat 9 puncte, am zis. Nu, a greșit Craiova, spun eu, atunci a greșit la Grant. Pentru că acum vorbiți de poziționare, dar habar n-aveți despre ce vorbiți. El ce-a luat linia de offside corect, nu acolo a fost greșeala de poziționare. E offside, de faul la Romau și penaltiul, da. Dar nu știu... Ar fi fost bine să, pentru că întreba cineva, l-a scos din offside. Nu, bă, nu l-a scos și a luat linia după Homau. Homau trebuia să fie mai în față. A explicat-o Bogdan, care e fundaș. Da? Hai, că nu e fotbalul nostru din curtea școlii. Să știți că și eu a trebuit să-i întreb pe ăștia care au jucat fotbal pe teren mare. Că ghiciți ce, mă pricep și eu ca și voi. Da, majoritatea din Bogdan are cu foarte super bine, da, faza. Adică, bă... Da, a explicat Bogdan. Nu, greșeala din punctul meu de vedere este că trebuia cumva să ia fața lui Musi acolo. E adevărat că la un moment dat ezită, se duce după cum mai venea unul pe lateral și n-a anticipat bine și trebuia să ia fața lui. Acolo se poate spune că este o greșeală, dacă vrem neapărat să fie o greșeală. Dar este o fază decisă de arbitraj. N-am spus, da. Acum să-l transformăm în victimă. Gata, el e de vină. Am văzut postare pe grupul Radio Dinamo, am zis, ne-ai mâncat trei da, 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 asta mă ia capul. Când văd tocmai de la noi, adică, bă, îl înțeleg da. Pe unul, ca Panduru, pe Dembun, deci care sunt, na. Da, nu noi. Nu noi să facem asta. Dacă Musi se uite spre tribună și întreabă dacă a fost faul și dacă e penalti. Corect, adică... de acord cu tine, Tiberiu. De acord cu tine. Da. Ce să spun, ne place să-i transformăm puțin în victime. Avem chestia asta, să-i omorâm puțin. Să... Da. Păi, vezi tu? Îi omorâm la vară dacă e să, Doamne ferește. Dacă este, Doamne ferește, nu știu, am mai fost acolo, nu e problemă. Revenim. Am mai fost acolo, da. Da. Acum nu mai, adică nu mi se mai pare așa tragedie. Preferim, mai dăm și noi iară niște bani, mai fiecare contribuie așa cum poate. Atunci ne înjurăm, ne arătăm frustrările. Bă, dar nu acum, sunt 7 meciuri, dă-le naiba. Da, acum trebuie să fim lângă ei și acum e bine să știi cum e, băi, și dacă a greșit. Păi da, a greșit. Dar nu, noi trebuie să, cum se cheamă? Și băi, una e, și eu am fost supărat pe Amzar. Credeți-mă, am fost supărat pe toată lumea după meciul ăla. Păi, dar nu mă apuc public să-l fac praf. Adică să vadă omul că sunt eu supărat, că e foarte important. Nu, pot să-i spun doar, hai bă copile, că avem nevoie aici de tine, cum avem nevoie de toți. Și nu pe Amzar sunt supărat pentru meciul ăla. Dacă v-aș spune lista jucătorilor pe care sunt supărat pentru meciul ăla... Păi, hai să fim corecți, nici Niaore n-a făcut un meci deloc bun. Dacă nu, o... nu, dar nu de Niaore. Păi, dar ar trebui să încep de la Hakim. Și să continui așa, cu, da, pe linie așa, ar trebui să mai iau și de Pavic să-l fac praf pentru meciul ăla. Ar trebui pe mult să-i fac praf pentru pasul ăla în spate. Da, da? Și am înțeles că nici Copici nu a dat chiar indicații, bă, stați numai pe 16 metri, că acolo, nu mai ieșiți de acolo. Adică nu s-a întâmplat asta, pur și n-au mai putut. Și a fost un blocaj de 40 de minute, n-au mai putut să mai iasă din el. Îl și vedeam cum urlă la ei și nu cred că urlă, stați acolo, nu-l vedeam, stați acolo și aici, pe că... Da. Domnul Câine Roșu mă întreabă dacă sunt mulțumit de tactica lui Copici cu dosul în poartă, trebuie să cosmetizez. Păi nu e asta tactica lui Copici. Exact, nu, Copici nu a fost aia. Nu a fost aia. Chiar n-au, de data aia, mesajul lor, mesajul lui, n-a mai ajuns la ei și aici e o problemă. Da, noi avem probleme cu alte lucruri. Avem probleme că îți dau un exemplu, avem lideri. Nu avem lideri în teren care să tragă echipa după ei în momentele alea, să îi împingă mai în față. Asta este o problemă și vă spun ceva, nu putem să rezolvăm, pentru că pe băieții ăștia îi avem acum. Asta zic, da? Acum trebuie să buni răi, bă, trebuie să înghițim gălușca și stăm așa până în mai, că nu avem ce să facem. Și eu am fost unul dintre critici, eu am intrat la tine cu deadline-uri pentru Burcă, eram vin, dacă ți-aduce aminte, stai, deadline stai, cu Iașu. Da, stai că le-și îndrept, știți pe ce scrie idiotul ăsta? Bă, ești... Dacă eu l-am azilit pe Ovidiu, înseamnă, prietene... Tocmai asta spuneam acum, că tu l-apărai odată când am intrat cu tine, mamă... Mai făcut. Deci, domnul Câine Roșu, du-te pe alte grupuri și spune că te-a blocat Zaina că ești idiot. Am terminat discuția. Am rezolvat. Dacă a reușit vreunul să mă enerveze, a fost ăsta. Da? Adică, bravo, felicitări. Acum o să se ducă și o să spună că și-a exprimat și el un punct de vedere și că nu l-a lăsat Zaină în pace. Că așa e, victimizarea totală. Da. Asta e. Da. Tu chiar le-ai apărat
Mediu până în ultima clipă, cred că tu ai fost unul dintre. Da, nu, eu sunt alături de voi. Să vă spun o chestie. Pentru mine lucrurile sunt simple. Antrenorul de pe banca lui Dinamo. Te respect. Trebuie să fie susținut. De ce? Indiferent de numele lui. Că îl cheamă Ovidiu Burcă, că îl cheamă Copici, că îl cheamă orice nume vreți voi, dacă el va avea rezultate și va performa, își va atinge obiectivul, îi va fi bine lui Dinamo. Atitudinea mea a fost aceeași față de Ovidiu Burcă, cum este și față de Copici și cum va fi față de orice antrenor care va fi pe banca lui Dinamo. Da? Dar așa mi se pare normal, adică... era începutul campionatului și se întâmpla lucrul ăsta, era luna august, cum a fost atunci cu Burcă sau... Băi, da, și eu aș fi fost, băi, hai să facem schimbări, hai că nu e ok, hai să criticăm. Dar nu e momentul, e luna aprilie, adică mai sunt 7 meciuri, nu... Nimeni n-ar trebui să mai scrie un mesaj negativ în momentul ăsta. Să ne rugăm să susținem echipa, să... N-ai! Da, știi ce se întâmplă în startul campionatului, în sezon? Poți să mai critici jucători, poți să faci asta, că te gătești vă pentru unii mai buni. Dar acum ăștia sunt cu ăștia de film, nu îi mai schimbă nimeni și alții nu avem oameni buni. Dacă aveam alții, da, era ok. Dar, repet, noi de cei de la Radio Dinamo nu mazilim antrenori, nu numim antrenori, susținem antrenorii care sunt pe banca lui Dinamo. Da, asta cu... Da. Mazilitu, oricum și-a meritat omul banul pentru că, na. Bogdan Nauze spune că mâine mă duc la biserică să mă rog. Du-te, bă, și tu duminica, ca orice creștin curat. Degeaba te duci mâine, că mâine nu te ascultă nimeni. Mă rog, pe tine oricum nu te ascultă nimeni în general. Da. El a zis că se duce mâine, se duce mâine. Bun, Tiberiu, dacă mai ai ceva de spus, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Nu, eu atât aveam să transmit tuturor, să, nu știu, să încercăm să fim mai puțin hateri, măcar o lună de zile. Să încercăm măcar o lună de zile să fim alături de copii și de jucători și de Amzar și de tot ce greșesc ei. Și după aia, da, bă, ne duci la antrenament, te ducem și cu luci și cu de toate dacă se întâmplă ceva. Nu e problemă. Dar hai o lună de zile să fim și noi cu inima, cu adevărat. Adică, bă, o lună, 7 meciuri, adică. Corect, corect. Cred că toți ar trebui să... Sunt de acord cu tine 100%. Și uite, greșesc aici, ci că vinerea e Sfântul Maslu. Nu știu, la fel de important ca liturghia de duminică. Gata, îmi cer scuze. Bogdan 90, du-te cu Dumnezeu mâine la biserică și roagă-te pentru păcatele tale și pentru păcatele noastre. În sfârșit, a luat și Bogdan o decizie bună. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Îți mulțumesc, Tiberiu, le mulțumesc celor care au intrat. Vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați suportat. Mai puțin domnului care a vorbit despre maziliri și despre alte cele. Să aveți o seară cât se poate de liniștită, oameni buni. Ne vedem, evident, mâine dimineață la matinal. Mulțumesc vouă! Hai Dinamo! Hai Dinamo!